Bună dimineața, mă bucur că sunteți aici, îmi permit să stau fără mască, sunt vaccinată destul de departe de dumneavoastră. Mariana Petrescu, mă ocup de partea de imagine și promovare a muzeului și mă bucur să vă avem alături în această zi în care muzeul împlinește o vârstă foarte frumoasă, 65 de ani. Deci, pe ziua de azi, pe iunie, va fi despre muzeu, dar va fi despre tinerețea lui veșnică, despre tinerețea veșnică a maestrului nostru, George Ionescu, și despre copiii noștri și cei din noi. Acum exact 90 de ani, Ionescu spunea, și-mi permit să vă citesc, tinerei generații îi recomand muncă, cinste și altruism și aș mai adăuga și modestie, cât mai multă modestie. Valorile adevărate nu vor putea fi pierdute să iasă la lumea. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici, mulțumesc partenerilor noștri, Asociația Arta Sonoră, care ne-au ajutat în organizarea acestui eveniment și să-i ascultăm pe copiii noștri. Mulțumesc! Astăzi. Pentru început, veți asculta elevi ai Școlii Gimnaziale de Arte Iosif Sava București, Patricia Cotean, vioara întâi, clasa 8-a, profesor Claudiu Angelescu, Nadia Cotean, vioara 2-a, clasa 3-a, profesor Marina Țăran, Giulia Cotean, violoncel, clasa 6-a, profesor Ani Marin Pati și Monica Cotean, pian, clasa a 10-a. Vor interpreta Carl Maria von Weber, marș, și Jacques Ferrol Magas, dans negru. Vă dorim succes și ascultăm așa. Thank you.
Vă invităm să ascultați o violistă, Nadia Coteanu, care va fi acompaniată la pian de Unica Coteanu și împreună vor interpreta Tarantela de John Paul Cooper. Trebuie să menționez că acești tineri pe care ascultați astăzi au fost îndrumați în cadrul unor ateliere de maestrie de către violistul și recunoscutul luthier, Florin Negreanu, care a venit tocmai din Olanda și se află alături în sală, acum, alături de noi. Îl aplaudăm și mulțumim! Thank you.
Vă invităm la alte recitări. În zi frumoasă!